În Monaco există un apartament al cărui preț se intimidează până și pe cei mai bogați oameni ai planetei. Este vorba de un penthouse ultraluxos construit în vârful celei mai înalte clădiri din Principat. Acesta costă numai puțin de 400 de milioane de dolari. Penthouse-ul este desfășurat pe 5 etaje, dispune de un heliport, dar și de un lift personal dedicat exclusiv proprietarului. Apartamentul are un bucătar, un șofer și personal care să se îngrijească de toate nevoile locatarilor. În același timp, magnatul care va plăti cele 400 de milioane de dolari se va putea bucura de un salon de frumusețe, un spa, o sală de fitness, mai multe piscine și un tobogan care coboară din interiorul apartamentului, într-una dintre piscinele amenajate pe acoperișul turnului. Clădirea nu este gata încă. Anul viitor aceasta va fi însă finalizată. Deja au fost vândute 12 dintre cele 70 de apartamente ale turnului, dar prețul acestui penthouse se pare că îi face chiar și pe magnații planetei să se gândească de două ori. Cu banii pe care îi cer constructorii, ar putea fi cumpărate peste 10.000 de apartamente în România sau toate spațiile locative dintr-un oraș precum Năvodari.